Doamnelor și domnilor, pentru prima dată pe scena Umor, aplauză pentru Alex Mocanu! Ce tare! Respectele mele, bună seara, bună seara, bine v-am găsit! Salut, bine ai venit! Eu sunt Alex Mocanu, mă bucur foarte tare să fiu aici în fața voastră în seara asta. Mersi că m-ați invitat. Mă bucur foarte tare pentru că, în primul rând, îmi place foarte mult să fac stand-up. Și, în al doilea rând, vreau să ajung și eu un nume în stand-up, că momentan sunt Maxim, băiatul ăla de la stand-up, cam atâta mă știe cineva. Ceea ce e mult mai bine decât înainte, că acum un an de zile era mai rău. Mai era cât un băiat care mă știa, mă oprea și... Tu ești băiatul ăla... Cum îl chema pe ăsta? Și eu, ca scap de momentul penibil, îi ziceam, Alex Mocanu? Nu, mă... Ăla, mă... Sigura. Acum ar mult mai ok. Acum sunt... Am fost săptămâna trecută cu soția la un restaurant și a venit ospătarul și mi-a zis din prima, tu ești băiatul ăla de la stand-up, s-a umflat inima mine, m-am uitat la femeia, au zis, fă, ești nefundat. După care ăsta continua, frate, rup la Umor și eu nu fusesem la Umor până acum. Ești merg în sus. Era mentalist. Da, știe el ceva, nici eu nu știam că o să vin atunci. Trebuie strac tare să ajung sus, că acum am o familie, am un copil, am un băiețel. Eu sunt unul dintre puținii bărbați care și-au dorit fetiță. Soția mea a vrut băiat, ne-am certat un pic pe chestia asta, până la urmă mi-a zis, ok, fă băiat. A făcut băiat. Ne-am certat pe numele copilului dinainte să aflăm sexul copilului, că i-am zis, mă, dacă e să fie fată, hai să-i pune numele Diana. Îmi place mie numele ăsta, Diana, ca pe prințesa Diana, la care i-a zis, nu, că avem-o pe o liceu Diana, o să-mi aduc aminte de Diana toată viața, nu vreau să... Na, ce era să zic? Nu puteam să zic că și eu am avut o c***o în liceu Diana și de-aia vreau să-i pun ca să-mi aduc aminte, dar ar fi fost... Pe care i-am zis că dacă e să fie băiat, hai să-i pune Răzvan, îmi place mie numele Răzvan. Și ea a zis bine și am zis asta nu e ok, a fost prea ușor. Zilele următoare mi-a povestit de fostul ei iubit Răzvan cu c***a foarte mare. A căzut și Răzvan, s-a dus. Am tot căutat un nume, îl cheamă Toto, n-am găsit chiar un nume. E un băiat extraordinar. Dar trebuie... Și iubita mea este o femeie extraordinară, o femeie foarte mișto. Vă recomand, e foarte tare, trebuie să o încercați. Măcar o dată, e foarte șmecheră. Vă recomand. Bă, bune, chiar e casnică, o iubește. A trebuit să o ceri și de nevastă, că acum na, știi cum e. A venit copilul, am văzut, sunt gravidă. Trebuie să aveam inelul ăla. A trebuit să o ceri de nevastă, ceea ce... Nu mă omor, nu m-am omorât după căsătorie niciodată. N-am crezut în căsătorie niciodată. De când eram mic, mi s-a părut că căsătoria nu e despre dragoste, e despre altceva, nu e... Nu știu, n-am crezut în chestia asta. Femeia nu vrea neapărat bărbatul și bărbatul nu vrea neapărat femeia. Femeia vrea inelul, statutul social de sunt căsătorită, mă. De asta să o cere, să fie ea. Mă rog, în principiu inelul să arate la proastele la alte, să pună pe Facebook, să vadă că ia, uite mă, ai văzut? Se pare că femeile în jur de 30 de ani așa arată între ele cu inelarul, efectiv, așa. Ai văzut? Eu am, tu n-ai. Noi știm de mici, efectiv, că degetul ăsta se numește inelar. Asta e singurul lui scop, să punem noi un inel pe el. N-a avut niciun scop. Ăsta e mare că e mare, ăsta arătător că arăți lucruri, știi, cu mic, na, te mai scobești în urechi, cu ăsta mai... Mă rog, știm cu ce mai arătăm cu mijlociu, cu ăsta n-are niciun scop, nu poți să faci, de-abia îl țin așa, mă, chinui să-l țin așa. Bine, maxim uneori mai face echipă cu mijlociu la chestia asta, dar în rest nu am găsit nimic. Ne-am gândit la toate alea și o fată a zis, îl decorăm frumos. Îi punem o brățărică și ne promiteți voi că nu știu ce. Și noi facem asta pentru voi, că vă iubim, fetelor, facem asta să... Știm că e important pentru voi, mă, să ai poza aia, să ceri nevastă, să pună poza aia de clasică pe Facebook după ce ai cerut-o. Poza aia cu palma ei, cu inelul pe deget și cu textul am spus da. Bă, găme, așa e, da. Ce, nu ți s-a întâmplat ce? Oh, vreau și eu să mă... Nu, e de... Aia pe mine m-a întristat deja. Da? Am zis da, asta. Textul ăla de c***, am spus da, ca și cum e despre ea. Eu am spus da. El n-a făcut nimic în toată chestia. N-am văzut niciodată o postare, da, o postare concretă cu bă, bă, ăsta s-a chinuit cumva cu un an de zile să strângă bani de inel cu diamant. Că n-are bani de inel cu diamant, nu știu de ce îl iau. Dar mă rog, s-a chinuit să fac chestia asta, să pună inelul în casă, să-l ascundă pe undeva, să nu-l găsesc, ceea ce nu e foarte greu că nu fac curat în casă. Dar mă rog, ca idee, l-a ascuns, m-a dus în Franța cu alți bani, a făcut credit, nu știu ce a făcut, că n-are, ți-a zis că n-are bani. Mă, sunt în Franța, în Turnul Eiffel, locul meu preferat din lume, vedeam lumea, era lumea la picioarele noastre și eu doar a trebuit să zic da. Acum vă e despre ea, știi? Ăsta, eu am spus da. Bă, nici n-apare în poze. Dacă știam noi că așa e, poți să face femeie să zică da cu un inel.
A orice că, iubita, duci tu cu noi. Nu vreau. Orice. Iubita, vrei să încercăm și noi sex? A doua zi poză cu ea pe Facebook. Am spus da! Am spus. Și noi facem asta pentru că ne pasă de voi, pentru că vă iubim, ne interesează. Ne interesează de voi. Ce cererile astea în căsătorie au ajuns la... Cudă, nu mai poți să mai ceri femeia. Eu dacă mă duc acasă la iubita mea pe care o iubesc și spun, iubito, vrei să fii soția mea, și mă pun în genunchi, începe să plângă. Dacă ai fi văzut cum a cerut-o Mihai pe Ana. Cine c***te Mihai ăsta care cere, dați niște standarde din asta. Tot timpul niște standarde de trebuie să ceri, nu știu unde, te duci la dracu, în Turn Eiffel, în Franța, în Dubai, în cel mai înalt punct, să ai vorba aia, lumea la picioare, să fii... Bă, dar cât de terminat ești tu, de trebuie... Se frică că te refuză în România, care-i treaba? Vrei să vezi dragoste adevărată, o ceri în Rahova, tati? Vrei să vezi că te iubește femeia aia? Nu ești din București, te duci în Brăila, în fața lui, o ceri undeva unde e nasol, te duci în Ferentari, în capăt, în cel mai urât loc din București, te pui cu inelul cu diamant în genunchi, vrei să fii, da, dar hai că ne ia inelul, ești nebun la cap, mai repede. Efectiv, aia e dragoste adevărată, când te ia în Ferentari. Nu ăștia că m-am aruncat cu ea din avion și am cerut-o în cădere liberă. Du-te! Ai gândit, tu ai pus tu inelul, ai planificat tot inelul aici, ești în avion la 10.000 de metri altitudine, ești pregătită, da, hai să ne arunc. În cădere liberă, tu... Vrei să fii soția mea, ce? Și că dacă vrei, tu ai un bărbat lipit de tine, ea are un bărbat lipit de ea. Că dacă vreau să fiu soția ta, nu știu că cam are erecție băiatul ăsta, nu-i momentul perfect pentru chestia asta, hai să mai stăm. Dar tu ai planificat tot, jos sunt toți prietenii tăi, vă așteaptă cu flori pe pământ acolo să vă ureze cele mai bune. I-ai pus să scrie din corpurile lor pe pământ, vrei, semnul întrebării. Tu ai vrut să scrii, vrei să fii soția mea, dar aia ți-a prieten, că ești terminat. De-aia trebuie să te arunci din avion cu femeia, că te refuză dracu. În România, aruncă-te undeva deasupra României. Hai, dracu. Toți Mihai ăștia. Eu trebuie să o cer. Se pare că asta e. Pentru femeie e, cum ar veni, inelul, statutul. Iar pentru noi e o chestie de posesie. Nu ne place să avem lucruri. Pentru noi să ții nevastă e ca și cum ți-ai luat mașină. Tu vrei să mergi cu ea la primărie, să o treci pe numele tău? Că te-ai săturat, știi, te mai oprește garda, că stați șeful, că-i pe numele lui socră, că am uitat să o trec, că am vrut să o pun pe Bulgaria, că cu taxele, că... Nu vrei, vrei să fie pe numele tău, doamna Mocan, să știe, să știe o treabă. Plus că cum îți alege o femeie? Îți alege o femeie ca pe mașină, așa suntem noi. Poate pare superficial, dar ce cauți într-o femeie? Să arate bine, să fie ușor de condus. Mai puțin kilometri, mai nouă, dacă se poate. Unii își letunează, efectiv, facelift. Sunt... Plus că la început mai... La început e entuziasmul ăla de relație nouă, știi? Îi dai blană, dai tare în ea, că ești entuziasmat. După un timp începe să te enerveze că consumă cam mult. Dar am luat-o. Am luat-o și mi-a făcut plăcere să fiu aici în fața voastră. Vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat. Eu sunt Alex Mocanu, mă găsiți și pe Facebook Alex Mocanu Stand Up și pe Instagram Alex Mocanu 01. Sunteți absolut minunați, vă mulțumesc. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!